Vin de aici să-ți faci joc de mine, mă. Zi, mă. Mai da tu, mă, că sunt eu amărâtă. Te-am uitat pe așa. Zi, mă, ai venit să-ți bagi joc de mine, mă, nenorocitule, mă. Mă, arde, fă, termină, te rog. Lasă, mă, să te arză, că și pe mine mă arde pe suflet, mă. Te rog, te iubesc, jur că te iubește, jur. Cine să mă iubească, mă? Cine să mă iubească? Peștele ăla? Ăla, mă, care nu m-a văzut o zi în viețișoara lui, ăla care vinde femei în Italia, mă? Zi, mă, că ți-ai dracu să fiți de nenorociți ce sunteți, mă, că nu știți să respectați femeile, mă. Ți-ai dracu să fiți, mă. Cine să mă iubească pe mine, mă? Auzi, mă. Ce faci? Tu ce cauți mai aici? Nu te uită așa la mine. Sau tu vrei să audă tăticul fă să nu te mai mărite, fă? Am de ochi pe nenorocitul ăsta că a venit aici să mă amorască și mai tare. Și tu dacă nu taci din gură să te bag și pe tine în boale, fă. Dar nu o să-ți mai revin viața ta. Ăla e nenorocit. Pentru că eu nu mint, eu nu fur, nu put, nu dau un cap, nu am beleități de slugă, da! Mă cunoști tu pe mine? Știi tu cine sunt eu? Da! Ești criminalul care mi-a omorât copilul în burta măsii! Nu! Eu sunt cel mai mare dușman al tău. Și pentru că am murit și am plecat fără să te iert și ți-am lăsat inima mea în piept, nu o să scap niciodată. Blestemat în ziua aia în care tu ai murit. Blestemat! Știi cum o să fiu în viața ta? Caria! O să dispar o vreme, după care ia lapa. Și când ai crezut că am plecat de tot, chiar vreau să te văd. Până o să vrei să mori. O să vrei să lepești de tot. Să pleci în fiecare zi. În fiecare ceas. În fiecare zi. M-ai înțeles? E bine așa cum am aranjat noi să vin. Faceți ce vreți, cum vreți! Capioneza.
vezi? Hai, mă, mamă, te rog de mult. Fă pentru mine, te rog. Lasă-mă că o să-și revină, mă. Cum o să vină lumea, o să se ia cu vorba. Te supăra, mamă, pe mine? Eu nu pot să fiu veselă. Tu știi că mama te iubește, dar tot aștept să iasă juvaierul din rulotă. Spanie, Spanie, și mie mi-e greu, dar o facem pentru medalion. Auzi, Coca? Da? După ce o termin pe Maricica, vreau să te mai uiți puțin la părul meu, că nu stă bine. Nu știu ce are. Sigur, sigur. Pune-mi un pic de fixativ. O să mă termin tot. O să vezi cu ce bucle frumoase să ai. Auzi, ce se pare, Renata? Ha? Hai, mătușă, că orice pui, tot bine arăți, ești frumoasă. Mersi, dar se pare că exagerez. Uite, asta am scos-o de la naftalină, așa se purta pe vremea mea și cam țipă pe mine. Mă, totuși am o vârstă. Mi se pare cam nepotrivită, nu? Așa da, 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 da. Are dreptate, domnșoara. Că vorba și aia, dumneavoastră, nu sunteți din alea... Din care alea faricilor? Oh, alea care se urcă pe scenă și au fundul tăiat așa. Așa și merg așa. Dar chiar așa, da. Foarte bine. Sor meu, ce faci, ai nebunit? Te uita câți ani ai? Te pregătești de întâlniri nocturne, ce faci? Nu, Gigi, mă pregătesc să merg la nunta fiicătii și a nepoatei mele, clar? Aula, se mărită fiica mea, Fefe, te măriți deja? Sau poate tu? Eu altă fată nu știu să am. Bă, ce nervoasă ești. Da. Hai că mă duc să mă schimb în altă rochie. Coca, da? Să-mi faci și mie părul pe urmă. Sigur, sigur. Auzi, Maricică? Da. Când o să vină Eric, te rog frumos, roagă-l din partea mea să meargă cu fetele la cofetărie să ia ceva dulce, da? Da, doamne, sigur. Păi, dar vin și eu cu tine până în birou, pentru că am ceva de discutat cu tine. Am tot timpul până să schimbă mătușii. Nu știu ce mă tot vreau să vorbim, când ești așa nervoasă. Și mie îmi place. Hai. N-am întrebat, dar poți să te așezi, nu? Zi, fă spălăci tu. Mă cheamă Irina. Bine. Scam vasta și așa, în gura mare, dar n-a trebuit. Dacă voi tot o să fiți azi amândouă mirese, nu vreți voi mai bine să vă împăcați? Nu? N-am fost niciodată certată, nu? Ia o să ia cere și tu scuze lui fata asta pentru ce ai făcut, hai. Lasă-mă. N-are de ce să-și ceară scuze. N-a făcut altceva decât să iubească, ca și mine. Irina, hai, ești gata? Că trebuie să te îmbraci. Termină cu asta. M-a lăsat singură cu ea? Mă rog. Îți aduce aminte ziua când mi-ai luat-o pe Irina? Spune-mi, îți aduce aminte sau nu? Nu. Dar am așa o bănuială că să-mi spui tu acum. Ai o bănuială bună, tată. Eu. Atunci când am venit de la maternitate, la Sinaia, eu, copil cu copil, mi-ai smuls-o pe Irina din brațe și ai fugit cu ea la București ca să nu te fac de râs. Da. Aveam și dreptate să-mi fie rușine.
Tu, fata mea, elevă de liceu. Cu burtă la gură, pe vremea aia. Tată, taci. Taci și nu mă mai judeca. După cum vezi, nu am ajuns să o fac abont. Tată, în lunile alea, când mă urcam pe pereți de dorul copilului meu, am jurat că Irina nu o să sufere niciodată așa cum am suferit eu. Ei, ce-ai făcut? Ce o să fac acum? Ce o să fac? Adică tu, tată, o să te îmbraci și o să mergi la ea la nuntă. Irina nu vreau să sufere în cea mai fericită zi din viața ei. Nu-ți dai seama că ce faci e inutil. Te implor, tata. E absolut inutil, lasă-mă. Vreau să vorbesc ceva cu tine. Azi e o zi importantă pentru amândouă. Pentru tine. Pe mine m-au adus ăștia ca pe vaca la tăiere. Nu mai vorbi așa. Gândește pozitiv. O să fie bine și pentru tine. Nu cred. Dacă o să ai încredere în tine, o să poți să fii fericită. Eu n-am avut norocul tău. Te rog, mă, gândește pozitiv. Gândește constructiv, dacă vrei. Căsătoria asta poate să fie o eliberare pentru tine. Dar de ce ești așa de bună cu mine după câte ți-a făcut? Ție ce se poate întâmpla? Nimic. Lasă-i pe toți și fii tu singur cu Irina. Știi că de-abia aștept să fie a mea să fugim împreună. Fugiți? Aule! Nu, mărele, mergem încet. Da, Pătruț vorbește de luna, de miere. Ești mecher. Ați aranjat ceva?
Nu, ne suim în mașină și unde o vedea cu ochii acum. Asta e frumos, ca o aventură. Azi, bă, generică, frumos să-și mâncați și lovelele, tu să te de ochi. Azi, bă, vino mă să vezi dacă mesele astea e bune. Place așa? Ești de frumoasă, mireasă. Mulțumesc. Unde să-ți dau salba mea de la gât ca să nu stea cu gâtul așa gol? Nu. Nu, mulțumesc. Ia asta de la mine, că o să ai nevoie de el, că te măriți cu un țigan de șată. Foarte frumos, chiar îmi place. O să-ți foarte noroc, o să vezi. O să fii fericită în el, vezi că am vărsat multe lacrimi. O să fii fericită, așa simt eu în inima mea. O să-l port, îți promit. O să vezi că și viața noastră e frumoasă dacă nu greșești față de bărbat. Mami, nu știu să-i spui lui Codruț că îl aștept în spatele casei? Da.